că vreau să comunicăm un pic și să întreb ce înseamnă credincioșie. Acum întreb, nu întreb pe cei mai bătrâni care știu, pe cei tineri. Știți ce înseamnă credincioșie? Lăudați să fie Domnul Iisus. Întrebarea mea, este diferență între credință și credincioșie? Da, este. Este, frate Vasile? Este, este. Haide să vedem ce spune Biblia. Credința e altceva, credincioșie e altceva. Credința este dar, credincioșie este roadă. Trebuie să nu le confundăm. Putere, le putem confunda. Credincioșia în greacă se numește și pistis. Credincioșia înseamnă loialitate, fidelitate. A rămâne fidel și statornic față de o persoană. De o persoană. Unită într-o promisiune sau o făgăduință sau un legământ sau o juruință. Lăudați să fie Domnul. Adică eu trebuie să fiu credincios soției mele. Eu trebuie să rămân credincios fratelui Paul, fratelui Dan, fratelui Tinel. Eu trebuie să rămân credincios ca frate. Lăudați să fie Domnul Iisus. Și aș vrea să călătorim puțin prin cuvântul lui Dumnezeu, mai întâi de toate să vedem credincioșia lui Dumnezeu. E cea mai importantă. Și haideți să ne uităm puțin în Exod 34 cu versetul 6. E cel mai frumos când mergi în cuvântul lui Dumnezeu. Cum am mai spus, cuvântul lui Dumnezeu dă viață. Amin. Numai faptul că îl citești, el produce în tine, produce în tine viață. Lăudați să fie Domn. Cuvântul acesta lui Dumnezeu, fila aceasta, nu e o filă obișnuită. Aici este un mesaj. Și mesajul lui Dumnezeu produce în tine viață, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și plin și milostiv, în cel la mânie și plin de bunătate și credincioșie. Lăudat să fie Domnul. Aleluia. Deuteronom 7:9. M-am gândit că frații mei mai tineri vor încerca săptămâna asta să caute, să vadă ce înseamnă credincioșia. Dar se pare că nu avem timp. Să știi dar că Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni în față de cei ce îl iubesc și păzesc poruncile Lui. Cum ține credincioșia lui Dumnezeu? Până la miilea neam. Lăudați să fie Domnul Iisus. Mai departe, spune așa. Psalmul 146:6. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în el. El ține credincioșia în veci. Mai departe, Psalmul 43:3. Psalmul 43:3, ai pus, da? Trimite lumina și credincioșia ta ca să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Amin. Aleluia, aleluia. Mai sunt mai multe. Plângerea lui Ieremia, pune și plângerea lui Ieremia, te rog frumos. 3, versetul 22 și 23. După ce vom citi lucrul acesta, veți vedea că vom pleca de aici altfel. De ce? Că cuvântul lui Dumnezeu își face loc. Lăudați să fie Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu produce credință. Cuvântul lui Dumnezeu revigorează. Cuvântul lui Dumnezeu trezește. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. Cuvântul lui Dumnezeu ridică. Lăudați să fie Domn. Bunătățile Domnului nu s-a sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt. Ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Lăudați să fie Domn. Am vorbit despre credincioșia lui Dumnezeu. Dar hai să vedem credincioșia lui Dumnezeu față de poporul Israel. Domnul i-a promis și a făgăduit lui Avram ceva. Țineți minte ce i-a făgăduit Domnul? O sămânță.
în Geneza 12, de la 2 și 3, spune așa, voi face din tine un neam mare și voi face din tine și un nume mare. Acum, întrebarea mea în seara aceasta. Dumnezeu a mințit? A făcut din Avram un popor mare? Amin. Noi suntem aici, lăudați să fie Domnul. Aleluia. Și suntem sămânța lui Avram. Aleluia. Lăudați să fie Domnul Iisus. A făcut din Avram un nume mare? Amin. Cunoaște toată lumea, a auzit toată lumea despre Avram. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Deci El este un Dumnezeu credincios, promisiunile Lui. Chiar, ascultați-mă. Chiar, dacă i-a făcut o promisiune lui Avram, când avea 99 de ani, ce a spus, Avrame, tu ești bătrân, ești înaintat în vârstă, dar eu, Domnul, îți voi da un copil. Aleluia. Și atunci ne pune întrebarea și noi, cum la 99 de ani, Sara în vârstă, nu mai avea suroc? Da, dar Dumnezeu e Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Aleluia. El rămâne credincios promisiunile Lui, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Și vedem că la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu își împlinește promisiunea și dă un fiu. Lăudați să fie Domnul. Așa că în Evrei 6 cu 18 spune că Dumnezeu nu poate să mintă. Mergând mai departe, Dumnezeu i-a făcut o promisiune și a fost credincios și lui Iacov. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov a plecat din casa lui decât contoia. Și într-o seară s-a întâlnit cu Dumnezeu și i-a spus Dumnezeu, te voi binecuvânta, lăudați să fie Domnul. Întrebarea mea când a ajuns omul acesta la Laban, a fost binecuvântat de Dumnezeu? Vă aduceți aminte de câte ori Laban i-a schimbat simbria? De două. Țineți minte? De 10 ori, fraților. Și de 10 ori Dumnezeu îl binecuvânta. Când spunea pistriți, era invers. Când spunea albi, era negri. Când spunea verzi, era așa. Pentru că Dumnezeu își duce promisiunea. Lăudat să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul în veci. Și ascultați ce spune Iacov. Punem Geneza 32 cu 10. Ascultați ce spune Iacov. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toate credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci în trecut Iordanul acesta numai cu cutoiacul meu. Și iată că acum fac două tabere. Lăudați să fie Domnul. Ascultă! Și a spus Domnul că binecuvintează, rămâne binecuvântat. El este credincios, lăudat să fie Domnul, legământului său. Problema în seara aceasta, vreau să învestuți și să învățăm. Noi suntem credincioși Domnului. Noi suntem credincioși Domnului. Amin. Să ne ajute Domnul. Dumnezeu și-a respectat și o respectă credincioșia până la capăt. 1 Corinteni 1 cu 9. Citim. Credincios este Dumnezeu care va chema la părtășie cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai departe, Evrei 10 cu 23. Dumnezeu a fost credincios și rămâne credincios și va fi credincios. Lăudați să fie Domnul! Să ținem fără șovoială la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Făgăduința Dumnezeu știți care este, nu? Viață veșnică. Viață veșnică, lăudați să fie Domnul! Aleluia! Făgăduința lui Dumnezeu față de copiii Lui este viață veșnică, lăudați să fie Domnul Iisus! Aleluia! Am mai multe, am mai punem și 2 Tesalonicei 3 cu 3, am foarte multe, pentru că am vrut în seara aceasta să vorbim despre credincioșie. Pentru că mulți încurcă credința cu credincioșia. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Lăudați să fie Domnul Iisus. Acum întreb în seara aceasta. Știm și de credincioșia lui Iisus Hristos? Aleluia. Am auzit de ea? Este credincioșia lui Iisus Hristos față de biserică. Apocalipsa 1, 5 și 6. Apocalipsa 1, 5 și 6. Și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel dintâi născut dintre cei morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Mai departe, este Apocalipsa 3 cu 5. Ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe.
nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerului Lui. Lăudați să fie Domnul! Aleluia! Credincios este Domnul Iisus? Aleluia! El ne spune că cel ce va birui, cel ce va birui, a spus Domnul Iisus, e promisiunea Lui. E promisiunea Lui. Eu, Domnul, îl voi mărturisi înaintea Tatălui. Lăudați să fie Domnul! Aleluia! Lăudați să fie Domnul Iisus! Aleluia! Lăudați să fie Domnul Iisus! Aleluia, Doamne, și punem ultim, decât ultimul vers. Să mai punem 2 Timotei 2 cu 13. 2 Timotei 2 cu 13. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, aleluia, căci nu se poate tăgădui singur. Lăudați să fie Domnul Iisus! Slavă ție, Doamne! Lăudați să fie Domnul Iisus! Aleluia! Acum am pun o întrebare, fraților, îmi pun o întrebare mie. Credincioșia noastră în lucruri mari și în lucruri mici. Haideți să ne uităm puțin în Luca 10 cu 12. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Și acum haideți să ne verificăm noi. Am văzut credincioșia lui Dumnezeu că și-o ține. Am văzut credincioșia lui Domnul Iisus Hristos că și-o ține. Dar hai să vedem credincioșia și a noastră, că și noi trebuie să fim credincioși. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și decât pentru cetatea aceasta. Luca 16. Luca 16, 10, 12. Da. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari lucruri. Acum întrebare. Mă aude, frate, da? Eu îi spun un fratele tinel, astăzi, în seara aceasta, frate tinel, mâine, cu ajutorul Dumnezeu, vin la tine cu fratele Paul la o cafea. Bem și noi o cafea. I-am promis lucrul ăsta, este așa. Și mâine nu mă duc. Poi mâine, s-ar putea să mă întâlnesc cu fratele Dănuț, să-i spun, frate Dănuț, mâine împreună cu fratele tinel, vin la tine la un suc. Și nu mă duc. De ce îți spun lucrul ăsta? Îs lucruri mici, lucruri mărunte, care nu le poți băga, nu le bagi în seamă. Ești credincios? Promisiunii care tu ai făcut-o? Ești credincios sau nu ești credincios? Nu, atunci de ce ne place să ne jucăm cu lucrurile? Ascultați-mă, fraților! Dacă nu ești credincios în lucruri mici, n-ai să poți să fii credincios nici în lucruri mari. Dacă nu știi ce să faci cu 10 euro, n-ai să știi ce să faci nici cu 10.000 de euro. Ascultă-mă în seara aceasta! Hristos Iisus ne-a chemat la credincioșie. Asta e o roadă la Duhului Sfânt care trebuie să fie în tine și în mine. Lăudați să fie Domnul! Cuvântul tău trebuie să fie cuvânt! Dacă noi spunem că semănăm cu Hristos Iisus, trebuie să ne împlinim, ascultați, juruința, promisiunea, legământul. Noi trebuie să împlinim lucrul acesta față de fratele meu sau față de fratele tău. Și poate că vei spune, frate, dar e prea, cum să spun eu, e prea micuț așa, adică nu e ceva neînsemnat. E ceva neînsemnat. Ba da, eu spun, ascultă ce spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în Matei 12 cu 37. Dacă vei zice, spune Domnul Iisus ucenicilor, dacă vei zice muntelui acestuia, rădăcinează-te și aruncă-te, se va face. Dar aici despre ce e vorba? Despre gură. În puterea limbii, spune cuvântul Dumnezeu, Proverbe 21 cu 18, dacă nu mă înșel, stă moartea și viața. Este așa? Și haideți să vedem ce spune în Marcu 11 cu 23, ca să ne obținem, să știm ce facem. Să știm că cu gura aceasta putem minți în lucruri mari și în lucruri mici. Să nu spui niciodată în inima ta sau în mintea ta că e o minciună mică. Pentru că cum poți muri de cancer, poți muri și de, cum să spun eu, de răceală. Dacă nu te tratezi de ea, ascultă, poți să se inflameze ceva în tine și să mori. Ai pus? Adevărat vă spun că dacă va zice cineva în mântul acestuia, ridică-te și aruncă-te mare și dacă nu se va îndoi inima lui și va crede, se va face. Lăudați să fie Domnul Iisus! Lăudați să fie Domnul Iisus! Credem noi că în puterea limbii, puterea cuvântului, este blestemul și binecuvântarea? Amin. Spunea fratele mai devreme aici și că oamenii ăia tot blestema copiii. Ascultați-mă! Când tot îi spui nebun, când tot îi spui prost, la un moment dat vor ajunge așa.
când tot te înjuri și te blestemă copiii tăi, blestemul se va ține de ei. Haideți în seara aceasta ca cu limba aceasta și cu gura aceasta să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Aleluia. Să binecuvântăm pe frate. Amin. Și dacă am spus fratelui meu, mâine vin la tine, ascultă-mă fratele tău, s-ar putea să nu se ducă unde are un termin, s-ar putea să pregătească să se te aștepte. Și pentru promisiunea ta, el poate cade și partea alantă, poate rămâne și cu așteptarea și poate pentru tine e ceva, cum să spun eu, e ceva micuț. Dar vreau să spun ce spune cuvântul Dumnezeu. Spune așa, că din cuvintele tale vei fi scos nevinovat și vei fi scos și vei fi osândit. Deci prin cuvintele tale vei fi scos nevinovat sau vei fi osândit. Așa că ține bine minte la ceea ce scos din gură. Nu te pripi să faci o juruință, spune Proverbe. Nu te pripi să faci o juruință, dacă nu te poți ține de ea. Frate, nu știu dacă pot să ajung la tine. Eu am dat lucruri mici, că nu vreau să supere nimeni. Dacă eu îi spun fratele Marius că mâine trebuie să mă duc cu el cu mașina să fac un lucru ăla, el mă așteaptă și nu m-am dus, el mă ia dreptul mincinos. A doua sau a treia oară, cuvântul meu în fața lui nu mai are nicio valoare. Nu mai are putere. Așa că, fraților care vin aici la Ambon, în numele lui Iisus, încercați ca cuvântul vostru să fie cuvântul lui Dumnezeu. Da? Biblia spune că da al vostru să fie? Da. Da. Și nu? Nu. Ce trece peste fraților de la cel rău? Ce înseamnă a fi credincios lui Dumnezeu? Una, a-L urma zilnic, a rămâne credinciosului când trecem, ascultați acum, prin încercare, prin necaz, prin boală, când treci pe patul de suferință sau chiar când ești pe pat de moarte, tu să rămâi credincios Domnului. Sau, chiar atunci când ești într-o confuzie sau spui, Doamne, unde ești? Pentru că nu te mai simt. Nu știu de tine. Poate că nu mai simți pe Dumnezeu în momentul ăla, tu trebuie să rămâi credincios Domnului. Și nu odată mi s-a întâmplat și nu odată ți s-a întâmplat să nu mai simți pe Dumnezeu. El este acolo. El este acolo, lăudat să fie Domn. Pentru că Hristos Iisus spune că niciodată nu mă voi lăsa. Cu niciun chip n-am să vă părăsesc. Numai că ai tu impresia că Dumnezeu nu mai este acolo. De ce? Dumnezeu de multe ori ne încearcă să vadă ce faci. Și de multe ori suntem și stăm, Doamne, mă mai iubești? Oare mai am preț înaintea ta? Oare mai așa? Da, ai preț înaintea Domnului. Lăudați să fie Domnul Iisus. Dar problema e în felul următor. Tu trebuie să rămâi credincios Domnului. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul Iisus. Dacă ne uităm puțin în Scriptură, ne uităm la câțiva, nu pot să... Deja a trecut timpul meu. Dă-i putere, Doamne. Dacă ne uităm puțin la Iosif, un copil tânăr, un om tânăr, care mă gândesc eu că e ca unul dintre noi de aici. Omul acesta, prin toate problemele, prin toate încercările, a fost vândut, a fost trădat de frații lui, a ajuns într-o casă, într-o femeie vrea să culce cu el, el a rămas credincios Domnului, lăudat să fie Domn. El a rămas fidel Domnului. El a rămas lângă Domnul, chiar când a fost, cum să spun eu, în problemă, în necaz, în strântorare, în beciul acela, în pușcăria acela, el a rămas credincios Domnului, lăudat să fie Domnul Iisus. Și nu pot să vorbesc numai de el, mă duc și la Daniel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta a fost rob în Babilon, a fost și el tot copil, dar nu s-a spurcat cu lucrurile lumii. Dar nu a umblat după fete și femei. Dar nu s-a compromis. El a rămas credincios lui Dumnezeu. Chiar când Beșațar a dat un ospăț și a chemat pe toți mai mari, cred din toată inima, că l-a chemat și pe acest Daniel. Dar Daniel n-a luat parte. Pentru că era copilul lui Dumnezeu. Mărire, știi când a luat parte? Când mâna aceea a scris pe berete, mene, tekelul Svarsin, a spus așa, să-l chemăm pe Daniel. Să ne spună ce scrie acolo.
Și Daniel atunci a venit. Atunci a venit și a spus așa: n-am nevoie nici de banii tăi, nici de lanțul tău și nici de împărăția ta. Dar îți voi spune ce scrie acolo. Lăudați să fie Domnul! După ce ne uităm în cuvântul Dumnezeu, vedem că acest Daniel a ajuns bătrân, dar a rămas credincios Domnului. Aleluia. Pentru că a rămas credincios Domnului, frații mei, surorile mele, l-a trimis la lei. Domnul a rămas credincios. Legământul lui făcut cu el. Ascultă-mă, când vei trece prin necaz, prin suferință, când vei trece prin probleme, Dumnezeu rămâne credincios. Amin. Dumnezeu va fi întotdeauna acolo. Ascultă-mă! Chiar dacă tu nu-ți vei ține legământul, El că e Dumnezeu, nu se poate să mintă. El este credincios legământului său. Lăudați să fie Domnul. Așa de mult îmi place de Domnul și îl iubesc pe Domnul. Chiar dacă de multe ori greșesc, chiar dacă de multe ori îl întristesc pe Dumnezeu, când mă pun pe genunchi, El este acolo. Lăudați să fie Domnul. Și nu este din pricina mea, și este numai din pricina numelui său, pentru că este Dumnezeu. Lăudați să fie El. Aleluia. Oh, și nu mai ajunge timpul să spun că sunt mai mulți. Spune cuvântul Dumnezeu despre Rut și soacra sa. Uite ce spune aici Rut. Pune Rut 1:16-17. Oh, lăudați să fie Domnul. Aleluia. Sunt atâtea exemple în Biblie unde oamenii lui Dumnezeu au rămas credincioși. Într-o vreme rea, într-o lume spurcată, într-o lume coruptă, tu să rămâi credincios Domnului. Aleluia. Este un har. Aleluia. Tu să rămâi credincios Domnului. Chiar când vine o fată la tine și spune și-ți face avansul, tu să faci că plouă. O, lăudat să fie Domnul. Aleluia. Nu trebuie să vezi pe ea, dar trebuie să știi că ochii lui Dumnezeu privește către tine. Aleluia. Tu trebuie să fii îndrăgostit de El. N-ai să poți să rabzi ispita dacă nu ești îndrăgostit de Iisus. Aleluia. Când vei fi îndrăgostit de Iisus, faci și tu cum a făcut Iosif. Și-a lăsat hainele și-a fugit. Să păcătuiesc eu înaintea oarea lui Dumnezeu? Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Lăudați să fie Domnul Iisus. Aleluia. De ce? Că a văzut în soacra ei. Ascultați ce a văzut în soacra ei. Un copil al lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu. Și când oamenii din lumea aceasta va vede în tine că ești copil al lui Dumnezeu, să va lipi de tine. Ascultă-mă ce spun. Ascultă-mă ce spun. Nu ai cum. Nu ai cum ca Hristos să fie în tine și în jurul tău să nu ardă. Ascultați-mă. Nu ai cum ca Hristos să locuiască în tine, ca Duhul Sfânt să locuiască în tine și când te duci într-o casă, când vine alții la tine, ca ceva din tine să nu ardă. Și oamenii din jur să spună: dar e ceva cu tine. Da, este, lăudat să fie Domnul. Este un foc care nu se miște, cum spunea Ieremia. Vreau să tac, dar ceva în mine misul. Vreau să tac, dar nu pot. Pentru că trebuie să spun despre gloria și despre slava ta. Lăudat să fie Domnul Iisus. Lăudat să fie Domnul Iisus. Atât pentru seara aceasta. Mulțumesc Domnului Iisus Hristos pentru găduința voastră.